După ce ministrul Muncii a anunțat majorarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului, zeci de părinți care beneficiază de aceste drepturi au apelat la reporterii RTS pentru a se interesa de acest subiect. Majorarea anunțată cu surle și trâmbițe de Mariana Câmpeanu nu se va aplica însă tuturor părinților. În județul Mehedinț avem aproximativ 1500 de mămici în plată pentru indemnizația pentru creșterea copil. Din acestea vor intra decât 382 în, această, în această recalculare. Deci restul, diferența până la 1500, nu vor primi niciun ban în plus. Cei mai afectați de acest lucru sunt părinții cu cele mai mici indemnizații. Părinții care primesc în prezent 1200 sau 3400 nu li se mai poate aplica procentul de 10%, deoarece nu se pot depăși aceste, nu, de, nu pot depăși plafonul. Apoi mai sunt categoriile de părinți care au avut venituri mici sau foarte mici, iar la acestea s-au acordat conform legii 600 minim quantumul. De, indemnizație. de asemenea, nu vor beneficia de prevederile actului normativ nici părinții care au atins plafonul maxim al indemnizației. RTS va răspunde în continuare solicitărilor venite de la telespectatori. Problemele sau nelămuririle dumneavoastră își pot găsi un răspuns prin intermediul radio-televiziunii Severin. Un SMS la 1284 sau un e-mail pe adresa știriiaronteleviziunea.ru este primul pas în acest demers.